Hunedorenii se înghesuie și nu prea pentru a beneficia de sprijin financiar prin programul Startup Nation, finanțat din fonduri guvernamentale. În cele două ediții anterioare, 200 de proiecte din județul Hunedoara au fost finanțate, în condițiile în care, la nivel național, au fost aproximativ 22.000. Acest program poate fi accesat de micro-întreprinderile mici și mijlocii. Avem suficient de multe proiecte și în județul Hunedoara, dar mi-aș fi dorit mai multe. Când am început consultarea publică pentru Startup Nation, chiar am încercat și am scos niște situații din minister să văd în celelalte două ediții câte firme au fost eligibile din edițiile anterioare. Din păcate au fost doar 200 de proiecte, în condițiile în care s-au finanțat peste 22.000 de companii și de aceea anul trecut am încercat să merg și în Valea Jiului și în zona Hațegului, precum și în Deva și s-a împreună cu ASE. Să strâng oamenii interesați, să le explic și să-i încurajez să aplice, pentru că condițiile sunt mai bune, variantele pe care le oferim acum sunt mai bune și, cum am spus și la început, este mult mai ușor și mult mai deschis programul pentru antreprenori. Aș fi vrut ca în Deva și în județul Hunedoara să fie cât mai mult, să încercăm să dezvoltăm economic județul cât de mult se poate. Sesiunea este în analiză, este închisă depunerea de proiecte, dar vom mai avea partea de comerț și servicii, tot un fel de program desprins din Startup Nation care vine pe partea doar, așa cum e și denumirea, comerț și servicii, și ceea ce eu vreau să încurajez foarte mult este producția. Avem programul Produs în România, unde aici venim cu o sumă mai mare de 500.000 de lei pentru antreprenorul care depune proiect în cadrul ministerului și încerc foarte mult să dezvolt producția.